Prima accidentelor rutiere care se întâmplă zi de zi, noapte de noapte, pe drumul de din asta. În timp ce pompierii încearcă să scoată victima prinsă între fiarele contorsionate ale mașinii, un alt echipaj de la Smurd pregătește targa și trusa medicală de urgență. În haosul creat de accidentul rutier există totuși o ordine bine stabilită de salvatori. Este vorba doar despre o simulare tactică ce face parte din seria acțiunilor întreprinse și la Giurgiu odată cu lansarea campaniei naționale intitulată Siguranța tinerilor șoferi. Campania a fost demarată în toată țara, iar miercuri experți și lucrători din instituțiile de apărare a legii, polițiști și cei de la alte structuri de siguranță națională au luat parte la un simpozion de informare extrem de interesant. Vizați sunt în special șoferii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. De altfel, scopul campaniei este acela de a reduce considerabil numărul accidentelor rutiere. Asta pentru că cele mai multe tragedii care au loc pe șosele din țară sunt provocate de tinerii care nu au prea multă experiență în ale șofatului. Se pune accentul și pe folosirea obligatorie a cărții de salvare la bord, recomandată de ACR, dar mai ales de Poliția Română. După cum am spus și mai devreme, foarte important este ca fiecare șofer, fiecare tânăr șofer să respecte regulile de circulație, în așa fel încât să nu se producă accidentele. Totuși, dacă s-a produs un accident, este foarte important ca înainte de a se produce, fiecare conducător auto să-și achiziționeze cartea de salvare la bord, un instrument foarte important în situația în care se produce un accident, un instrument important, ne ajută pe noi salvatorii să cunoaștem locul unde sunt amplasate buteliile de la Iberg, bateria de acumulator și celelalte elemente, precum și elementele de ranforsare de la autovehicule, în așa fel încât să putem să acționăm eficient, să cunoaștem punctele adecvate de tăiere pentru a ajunge cât mai rapid la victimă și asigura salvarea acesteia și acordarea primului ajutor medical.